mai degrabă un bulgăr de zăpadă, care a pornit de la Emilia. M-a sunat într-o zi și mi-a zis: Simona, hai să mai facem un proiect fain la bibliotecă. Noi am mai făcut acum vreo 2-3 ani. Și a zis: hai să mai facem o instalație, că mi-e dor să facem o instalație. Ceva legat de plastic, să atragem atenția cumva asupra consumului de plastic și efectelor nocive pe care le are asupra mediului în general. Ne-am gândit, am venit la bibliotecă, am vorbit. Aici nu se putea chiar în iunie, că inițial vreau să facem în iunie. Era mai liber în perioada iulie și am zis: foarte bine, eu știam de anul trecut de la Corina de Iulia fără plastic, mișcarea internațională. Mai bine ne sincronizăm cu mișcarea internațională și să facem o variantă, nu știu dacă aș zice autohtonă, o varianta noastră, de fapt. Și ne-am strâns, am fost 3 oameni la început. Ne-au venit din ce în ce mai multe idei. De la instalația interactivă am zis: hai să facem și diverse ateliere pentru copii, pentru că considerăm cumva că e important să avem o educație de mici, în sensul ăsta să fim cât mai responsabili da, față de mediu. Cumva, cred că diferența, sau mă rog, elementul în plus pe care îl avem noi față de provocarea din Australia este că noi vrem să construim comunități în jurul bibliotecilor, în jurul bibliotecilor de cartier, pentru că aici se întâmplă lucruri foarte faine, lucruri pentru copii și pentru adulți și zis așa să mergem pe două... Și de ce nu chiar și pentru adolescență? Da. Că nu excludem nicio categorie de vârstă și unde mai potrivit decât la bibliotecă, acolo unde este... unde se află toate cunoștințele, unde, practic, este așa un suflu nou de cunoaștere și de deschidere. Deci este exact locul perfect în care să punem semințe și pentru o conștiință civică, pentru că cred că avem nevoie și de bucata aceasta, să reînvățăm această bucată. Cred că cumva comunitatea a început să se adune și să formeze proiectul ăsta, pentru că la un moment dat cumva ne-a scăpat nouă de sub control, în modul că noi ne-am întâlnit la un ceai și am vorbit, am făcut un fel de brainstorming, ne-am gândit pe cine am putea invita, ce proiect am putea face, am făcut un plan, am pus pe hârtie, am început să contactăm oamenii, dar după ce s-a întâmplat asta, vorbind cu și cu altul despre acest proiect, ne-am trezit o grămadă de alți oameni care au venit înspre noi și ne-au propus. De exemplu, eu am lansat și pe blog o invitație să cine vrea să ajute și să se implice și am început să primesc mail-uri cu cineva care vrea să organizeze un atelier din ăsta de reciclare creativă, apoi de lectură, de scriere creativă și s-a tot adunat pe parcurs. Chiar și după ce am început în iulie, am avut o primă variantă de program, o a doua variantă de program, pentru că oamenii se tot adunau și tot veneau: am ajutat să fac și eu un atelier despre asta sau... Ceea ce și bulgărele a tot crescut. Da. E important să știi că ceilalți și să simți că ceilalți te susțin în această provocare. Că pentru noi pe aici, pe acolo, a fost o provocare. Da, mai ales că a fost primul nostru proiect de genul ăsta. Și printre puținele de acest gen în țară, au mai fost alte câteva inițiative și chiar mă bucur că așa ușor, ușor prind de mari, chiar dacă nu a fost, nu ne-am cunoscut toți cu toți, dar începem să ne dezvoltăm, ceea ce e bine, nu poate decât să mă bucur. Așa că la anul avem ediția a doua și începem să căutăm voluntari de pe acum, deci dacă vă simțiți... facem promovare. Începem din vreme. Și ție trebuie să-ți aducem mulțumiri super speciale pentru că ne-ai ajutat. Pentru tot ajutorul, da, a fost incredibil. Și chiar și acum.